Fosta creatoare de modă Zina Dumitrescu nu are parte de o bătrânețe așa cum se aștepta. Deși prietenii o vizitează tot timpul, marele său regret este că nu și-a mai văzut fiul. Acesta locuiește în Elveția și nu și-a mai vizitat mama de câțiva ani. Ba chiar, potrivit informațiilor apărute în presă, se pare că mama Zina s-ar fi resemnat cu gândul la fiul ei, nu mai întreabă de el și nici nu mai vrea să-l sune. Da, mulțumim tare mult, Ștefania!